Salmul 147, versetul 1. Lăudați pe Domnul, căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut și se cuvine să-L lăudăm. Și dacă noi vom face așa, îmi doresc și cred că vă doriți să împlinească Domnul versetele următoare pentru noi, să zidească Domnul Ierusalimul, să strângă pe surgâniții lui Israel, să te măduiască pe cei cu inima zdrobită, să le lege rănile. Versetul 13. Să întărească zăvoarele porților, să binecuvânteze fiii în mijlocul tău, să dea pace ținutului tău, să te sature cu cel mai bun grâu. Și versetul 19. Să descopere lui Iacov cuvântul său și lui Israel legile și poruncile sale. El n-a lucrat așa cu toate neamurile. Noi suntem favoriții săi. Dar să nu uitați, încheie psalmistul, lăudați pe Domnul. Dragii mei, vreau în fața dumneavoastră cu două versete din Cartea de Deuteronom, capitolul 10, versetul 12 și 13. Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta, și din tot sufletul tău să păzești poruncile Domnului și legile pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit? La cele ce am pe inimă să spun, aș pune un titlu. Ce cere Domnul ca să ne poată da? Titlul este extras din aceste două versete, așa începea cuvântul. Acum, Israele, ce alta cere Domnul de la tine? Vreau să ne uităm în Scripturi, să vedem ce cere Domnul de la noi ca să ne dea. Ce? Ce scrie în finalul textului citit? Ca să fii fericit. Ce cere Domnul de la noi ca să fim fericiți? Și ca să nu fie prea multe, de fapt numai una trebuie. Spune aici, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta. Nu spunea așa și înțeleptul în cartea Proverbele, în capitolul 26, versetul 20 23 cu 26, Fiule, dă minima -mi ta, ca să fii fericit și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Amin. Dragii mei, Dumnezeu nu ne cere care nevoie pentru el. Are înger să-i slujească și să-l slăvească pentru vecii vecilor. Și poate crea cât mai dorește și oricând vrea. Dumnezeu vrea să-i dăm inima noastră lui, ca să ni se poată apoi dărui și să ne dăruiască fericirea. Pentru că nu există altă sursă de fericire în universul acesta. Spune Scriptura, vă citesc din 1 Timotei, capitolul 6, versetul 15-16, despre fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea a lui să fie cinstea și puterea în vecii vecilor. Amin. Să ne dea așadar, Bunul Dumnezeu, pricepere sfântă, să putem da ce ne cere ca să le poată da ceea ce are în proiect. Slăvit să fie Domnul. Asta a spus și Domnul Isus când a fost întrebat, vă citesc din Evanghelia după Marcus, scrie și în Matei, de altfel, în capitolul 12, era o dezbatere teologică, să-i spune și 28, care e cea mai din de toate poruncile? Isus i-a răspuns, cea din tâi este aceasta. Ascultă, Israele, ce am citit din Deuteronom, Domnul Dumnezeu nostru este un singur domn și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. Celelalte cu siguranță de cur de la sine, cu tot sufletul, cu tot cucetul, cu toată puterea. Iată porunca din tâi. O poruncă dată în folosul nostru spre fericirea noastră. Aș vrea să vă citesc acum ceea ce scrie în psalmul 119, nu știm 100% cine l-a scris. Unii spuneau că David, alții că Ezra. Lăsați-mă să cred că fiecare dintre noi am dorit să fie psalmul nostru. Spune aici în versetul 1, ferici de cei fără prihan în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Și acum versetul 2, în acord cu tema noastră. Ferici de cei ce păzesc poruncile lui, care îl caută din toată inima lor. Eu cred că autorul acestui psalm și-a propus să-L slujească pe Domnul din toată inima. Vreți să-L căutăm și noi? Și mi spune, frate, dar nu pentru asta am venit azi la Betania? Dar să o facem din toată inima. Dacă din toată inima o vom face și după masă când plecăm acasă. Și până ne culcăm, tot asta vom face. Și când ne vom trezi peste noapte, dacă sau dimineață, tot asta vom face, că îl vom căuta pe Domnul din toată inima noastră. Spune și versetul 10, te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abad de la poruncile tale. Și spune mai apoi să surprind doar câteva versete, că așa cum spuneam din Deuteronom, dacă Dumnezeu ne cere asta, apoi e tocmai ca să ne dea ce avem nevoie, fericirea, versetul 14. Când urmez în învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Versetul 24. Învățăturile tale sunt desfătarea mea și sfătuitorii mei. Să ne dea bunul Dumnezeu din plin acest har. Să fie și cum scrie tot aici în psalmul acesta, 145. Te chem din toată inima mea, ascultă-mă, Doamne, ca să păzesc orânduirile tale. Îl văd în această stare pe David, care se ruga și spunea apoi în Psalmul 16: Vă rog să observați relația dintre împlinire, dintre fericire și relația lui cu Domnul. Păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încrede, eu zic Domnului: Tu ești Domnul meu, tu ești singura mea fericire. Dar există și altă fericire? E doar așa o înșelătoare fericire. Vă rog să observați că îl avea în obiectiv numai și numai pe Dumnezeu. Citesc de la versetul 5. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Versetul 6. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorți, o frumoasă moșie mi-a fost dată. Eu binecuvântez pe Domnul care mă sfătuiește că și până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Ascultați ce înseamnă toată inima am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima, aceea care o dat-o toată, mi se bucură. Sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Să vă binecuvinteze Dumnezeu, duc suflet și trup. Și chiar când urma să moară, a salvizat întâi pe Domnul, dar Domnul a obținut același obiectiv și pentru noi. Nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Îmi vei arăta cărarea vieții, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Cine nu dorește asta? David a prins izvorul acesta și de aceea scrie el și în 27 cu 4 un lucru cel de la Domnul și îl doresc fierbinte. Oare cât ani o fi avut când a zis asta? Dar a zis și la tinerețe, a zis și mai apoi, Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului și să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Că și până și la bătrânețe a zis, în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau tot ce era prins în proiectul pentru templu. Și apoi spune versetul următor, în Crolici 29 cu 30, mai mult dau și ce am pregătit. Că așa fac oamenii care dau toată inima Domnului. Dragii mei, drept dovadă că avea toată inima dată Domnului, Scrie aici, în psalmul 16, la care revin pentru o clipă, în versetul 4, idolii se înmulțesc. Oamenii leargă după Dumnezeu străine, o prosperitate idolatră, ca în toată acea perioadă istorică. Dar scrie el, eu nu aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Aș citi ceva despre David, omul care e descris cel mai pe larg în Scripturi. Despre niciun alt om nu scrie atât de mult Biblia. Să fie avut el vreun idol? să fi avut pasiune pentru altceva? Sunt două pasaje biblice care fac refer la idoli despre David. Să le citiți, nu vă spun unde. Se vede ce a făcut el cu idoli. Ca să faceți la fel. Asta temă pentru acasă. Dar vă pun în față un alt împărat. Cartea a doua cronicilor, capitolul 25. Amația. Scrie în versetul 2. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era în totul dată lui. Iată că se poate și altfel, nu? A respectat ce scrie, s-a evit un război și a numărat soldații și a avut 300 de mii. Și s-a părut că dușmanul este prea puternic pentru armata sa și am angajat, zice în versetul 6, 100 de mii de mercenari cu 100 de talanți de argint. De ce i-am angajat? Pentru că vă rog să rețineți, cine n-are inima toată dată Domnului, nu numai că nu se poate bucura când sunt momente critice, se teme. Și în nădejdea că ajutat de acei ai vrei, s-a gândit să pornească la război. Dar scrie în versetul 7, un om al Dumnezeu a venit la ei și a zis, să nu meargă cu tine o asta. cum? Sunt profesioniști. Versetul 8, dacă mergi cu ei, Chiar dacă ai face la luptă fapte de vitejie, să știi că Dumnezeu te va face să cazi înaintea vrășmașului. Că Dumnezeu are putere să te ajute, dar are putere și să te facă să cazi. Cum vrei, dragul meu, să te ajute Dumnezeu sau să cazi? Atunci dă toată inima, te vei încrede în El și vei fi biruitor că a zis Ionatan, nu-l împiedică nimic pe Domnul să dea biruință printr-un număr mic, ca și printr-un număr mare. Cu cât a început războiul? Cu doi oameni, dar cu încredere în Dumnezeu. Iată ce înseamnă o inimă care nu intru totul dată Domnului. A câștigat războiul. Numai cu cei 300. -i. Mercenarii a trimis acasă. Dar spune în versetul 14, când s-a întors Amația de la înfrângerea edomiților, a adus pe Dumnezei firul lui Sair și i-a pus Dumnezeu pentru el. S-a închinat înaintea lor și le-a ars tămâie, Doamne. Ahaz măcar a zis că slujește altor Dumnezeu că i au ajutat. Dar el a luat niște Dumnezei de la un popor care n-au putut să-și ajute poporul. Imaginați-vă pe împărat închinându-se în odaia lui. Dar Dumnezeu care vede nascuns și rugăciunea și păcatul S-a aprins de mânie și a trimis un proroc care a zis, pentru ce ai căutat pe Dumnezeu poporului acestuia, că n-au putut să-și izbăvească poporul din mâna ta? Dar s-a supărat și a zis, pleacă de aici! Și zice prorocul un cuvânt greu. Știu acum că Dumnezeu a hotărât să te nimicească, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai ascultat sfatul meu. Dragii mei, în adunare Dumnezeu ne descoperă starea, prin prorocie sau prin vise Dumnezeu ne vorbește și-ți identifică idolatria din inimă. O vei recunoaște măcar în ultimă instanță să te căiești sau te vei împotrivi tuturor mustrărilor, vei fi zdrobit deodată și fără a lea cum a fost pedepsit și acest împărat. Doamne, fieți milă de noi! Dragii mei, vândem să vă cercetez astăzi, există ceva, vreun idol care nu vă lasă să vă fie toată inima dată Domnului? vă puteți cerceta gândindu-vă la ce faceți în timpul liber, la ce faceți seara, la ce vă place. Tineri, drași, când vă întâlniți, ce faceți voi? Care sunt Dumnezeii cărora vă închinați? Și lăcomia este o închinare, nu? Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine. De aceea vă îndemn în vremea asta când s-au mulțit idolii, cum spune David, când pasiunile, sporturile, distracțiile, de când cu lumea internetului, sunt atâtea lucruri în care ai putea să-ți găsești plăcerea, doar nu e acum vremea lui like și să dai un like la asta și altul vine cu altă ofertă și cu ce îți place, zic ca David, Doamne, Tu ești singura mea fericire. Orice ți-ar sugera cineva să nu te încânte, îmi spunea o mamă, deci, fica mea s-a pocăit cu adevărat. Avea 14 ani, s-a dăruit cu totul Domnului și slujirii, o găsea cu Biblia, cu cântări, cu cărți de misiune. Zice, într-o zi, într-o seară, vizionam un film și știam că e un serial ce i-a plăcut și a spus, hai să-ți arăt o, o, scenă interesantă. Și mi-a fost rușine, dar în același timp mi-a plăcut când fata a zis, nu mă mai interesează. Nu se sfure cineva televizorul, să uiți de el. Nu în silă vrea Dumnezeu să slujim, ne-a chemat, ne-a cerut ceva că vrea să ne dea altceva. Dă inima că vrea să-ți dea fericire. Nu te frământa cu ce se întâmplă, că vei fi neliniștit. Nu-ți găsi alte pasiuni, că nu-ți va ține fericirea decât până la următorul meci. Dar dacă te vei dărui Domnului, nici moartea nu-ți va întrerupe bucuria că fericirea pentru Sfinț abia începe și în Părăția lui Dumnezeu ne stă înainte, mărit să fie Domnul. Iată așa, dar, dragul meu, ce poate să ți împiedice inima să nu fie toată dată Domnului? Vrun idol. Vezi ce îți place și zi cum scrie saia Isaia, dar zi la vreme, că atunci când oamenii își vor da seama unde au ajuns, vor zice către idolii lor, la șobolan și la lilieci, zi acum și renunță la toate acelea. Și Dumnezeu îți va da o bucurie de plină, mărit să fie Domnul. I-am auzit pe unii spunând, nu-i problema în masă, nu-l iubești mai mult ca pe Domnul. Bine, dacă nu-i problema, atunci cum se face că Dumnezeu vrea toată inima? Dumnezeu să ne dea această pricepere sfântă. Vă dau un alt caz. Cartea a doua capitolul 10. Ne spune Scriptura despre un împărat, părea promițător, a fost în regatul de nord printre foarte puțini reși puși pe tron de Dumnezeu. Nu vreun complot militar sau o descendență naturală la tron l-a așezat acolo. Și scrie aici, vă citesc 2 împărat 10 de la versetul 15, plecând de acolo a întâlnit Iehu pe un de cap și l-a întrebat de sănătate și între altele îi spune versetul 16, vină cu mine, și vei vedea râfna mea pentru Domnul și l-a suit în carul lui. Și știți ce s-a întâmplat mai departe, a adunat pe toți prorocii lui Bal să nu lipsească unul, a pus gardieni și a distrus toată închinarea la Bal, a ras așa la sol terenul acela viciat. Dar scrie de la versetul 20. Și 30. Domnul a zis lui Iehu, pentru că ai făcut ce este bine înaintea mea, sau îndeplinire ce este plăcut înaintea mea, patru generații vor fi fi trăit pe tron. 31. Îmi imaginez cu ce tristețe a scris cronicarul aici. Totuși n-a luat seama să umble din toată inima lui în legea Domnului Dumnezeului Israel și nu s-a bătut de la păcatele în care târâs roboam pe Israel. S-a oprit. Unde a fost Eu cred aici că influența, lumea, obiceiurile, sunt cele ce nu i-au permis ca inima să fie toată dată Domnului. Nu i-a fost chiar greu să îndepărteze închinarea la bal, că era de origine sidonită. Era doar cu o generație două venită în țară. Dar închinarea la viție era națională, era moștenită, era evrească. De la Eroboam întâi. Și aici vreau să pun lângă acest exemplu cuvântul din 1 Ioan capitolul 2, versetul 15, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui, nu este în el. De fapt, cred că astea sunt cele două mari pericole ca să nu fie toată inima dată Domnului. Că avem noi niște plăceri proprii și că lăsăm după ceilalți din jur, așa ca să nu-i supărăm relațiile cu cei din jur, fie cei din casă, unii chiar cei din poporul Domnului sau din lume. Și spunea Domnul Iisus, cine iubește pe alții mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Știți că tot aceste două cauze au dus și la prăbușirea lui Saul? Mai întâi orgolul lui l-a jignit. Și apoi poporul a zis el, pleacă de lângă mine, să fiu cinstit în fața lor dragii mei, să nu așteptăm cinste de la oameni și să nu vrem neapărat să fim în ton cu ei, să placem lui Dumnezeu. Undeva într-o sală de spectacol, după o execuție aplaudată de sală, cântărețul s-a uitat într-o parte și s-a retras smerit în colțul lui. Și un prieten care a urmărit toată scena a zis, nu te înțeleg, când toți te-au aclamat, de ce n-ai savurat acele laude? Și el a zis, m-am uitat la maestru, profesorul nu a fost mulțumit de execuție. Dragii mei, trebuie să ținem cont de oameni că trebuie să le slujim, dar nu una ne abate inima de la Domnul. V-am spus ce vă cere Dumnezeu și ce vă dă. Și iată ce vă citesc din Eremia 17, de la versetul 5. Blestemat să fie omul care se încrede în om și acela poți fi tu, că inima ta spune aici versetul 9 că e nespus de și înșelătoare, sau pot fi alții și își abate inima de la Domnul, este un nenorocit în pustie, nu vede venind fericirea, dar binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, slăvit să fie numele Domnului. Dragii mei, haideți să ne lepădăm de noi înșine. Și dacă este cazul, oricine ar fi, cum zice în Deuton, om, 13, soția ta, prietenul tău pe care îl iubești și în însuți, să se dea toți un pas în spate și să lase pe Domnul la locul lui de cinste. Să ne cucerească inima și să ne umplă de fericire a Domnului să fie slava în vecii vecilor. Vă propun ceva. Ce-a făcut Asa la îndemnul venit din partea Domnului? 2 Cronici 15. Nu vă știu care vă este starea și nu doresc să vă confesați mie. 2 cronisti, 15, versetul 12. Da, vin cu o propunere în fața dumneavoastră. Au făcut legământ să caute pe Domnul Dumnezeu părinților lor. Dar atât cum? Din toată inima și din tot sufletul lor. Dar așa era cerința. Și nu mă angajez și la... Doar versetul 14 la aș cere... Nu, nu, mă angajez la versul 13. Și orice nu căuta pe Domnul trebuia omorât. Nu vreau să vă fac vreun rău. Dar versul 15, bil dori. Au jurat credință Domnului cu glas tare, cu stricte de bucurie, cu suni de trâmbite și de buciume. Tot Iuda s-a bucurat de jurământul acesta, că juraseră din toată inima lor, căutaseră pe Domnul de bunăvoie și îl găsiseră și Domnul le-a dat o dignă de jur împrejur. Îi drept ce a zis Dumnezeu că dacă îi dăm ce ne cere, ne dă. Uitați-vă! Știți ce scrie versetul anterior? Vă citesc, 15 cu 5. Nu era liniște. Erau tulburări, se băteau, strâmtorări. Și cum l-au căutat pe Domnul, dar din toată inima și de bunăvoie, Dumnezeu le-a dat o dignă. Nici război nu au mai fost. Și s-au bucurat și au cântat mărit să fie Domnul și în adunare, așa, dragii mei, când nu stă gândul la altceva și când uiți de toate și de toți și nu dorești decât slava lui Dumnezeu, când nu vrei să cauți bunăvoința oamenilor, să-L cinstești pe Dumnezeu, care se cuvine toată lauda în cer și pe pământ și pentru veșnicie, te bucuri, mărit să fie Domnul. Altfel, vorba lui Solomon din Eclesiastul, cine se poate bucura fără el? A fost un război aici pe vremea lui Asa. Așa e că acum, așa cum s-a spus în andendurile anterioare, avem o oarecare teamă. Și dacă nu o afișăm, nu? O spunem în taina noastră. Scrie aici că a venit vestul Șapte etopianu cu o știre de un milion de oameni. Și astăzi ar fi o, o armată imensă, un milion de oameni. Și Asa a mers împotriva lui. Sf. ce Asa a chemat pe Domnul și a zis, Doamne, numai tu poți veni în ajutorul celui slab ca și celui tare. Vino în ajutorul nostru, Doamne Dumnezeu nostru, căci pe tine ne sprijinim și numele tău am venit împotriva acestei mulțimi. Tu ești Dumnezeu nostru, nu lăsa să iasă biruitor omul împotriva ta. Domnul a lovit pe etiopieni dinaintea lui Asa. Asa și poporul care cu el a urmărit până la Gerar, Asa au făcut o mare pradă, apoi s-au întors la Ierusalim pentru că Dumnezeu le-a dat biruință. Credeți că și în vremea asta Dumnezeu poate să ne sprijinească? Este o carte, nu-mi scap acum numele, în care scrie despre niște mijlocitori din Anglia, din Londra, în mod deosebit. În timpul cel de-al doilea război mondial au intrat în mijlocire. Știți că nemții au bombardat Londra în mod repetat și vreau să debarce în insulă. Și a fost un moment în care muniția de apărare s-a terminat. Și în guvernul Churchill se pregătea capitularea. Dar fără să se știe și istoricii nu-și explică. De ce nemții n-au mai bombardat din acea zi? Noi știm. Pentru că a fost acolo un grup de mișlocire. Dumnezeu răspunde celor ce se încred în El. Și nu contează cât este de puternic adversarul. Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ. Să nu ne temem, dar să-i dăm toată inima Domnului. Altfel, nimeni nu ne scapă de emoții și nu are cine să ne vină ajutor în moment critic. Dar ce s-a întâmplat? În capitolul 16 s-a evit un alt război. Nu cu un milion de soldați, numai cu regatul de naror cu Israel. Și spune aici că Asa a cerut ajutor la Ben Hadad, împăratul Siriei. Și scrie de la 7 că Hanani, I-a zis, pentru ce te-ai sprijinit pe împăratul Sirii și nu te-ai sprijinit pe Domnul? De aceea a scăpat oastea împăratului Sirii din mâinile tale. Etiopienii și libienii război anterior nu alcătuiau o oaste mare cu mulțime de cară și călăreți? Și totuși Domnul i-a dat în mâinile tale pentru că te sprijini să pe El. Și versetul următor, țineți minte ăsta, 16 cu 9 căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul și la Cluj și la Arat și peste tot, ca să sprijinească pe aceea căror inimă este întreagă a Lui. Mărit să fie Domnul! Nu scapă nimeni! Adică nu este trecut nimeni cu vederea dacă Dumnezeu, care întocmește inima la toți fi oamenilor și vede faptele la toți, să fie cineva cu toată inima dată Domnului și Dumnezeu să nu-i vină ajutor la vreme de nevoie. Pentru că Dumnezeul nostru, cum spunea Psalmistul, trece peste ceruri și ne vine în ajutor. L-a învins cineva pe David, Domnul, cu toată inima dată Domnului? I-a dormit Dumnezeu pe toți, dacă a fost nevoie. I-a venit în ajutor, i-a ridicat soldați puternici. Și după ce a biruit pe toți. Scrie în Psalmul 18, 2 Samuel 22 și asta vândem să facem și noi, nu numai acum. A scris o cântare de laudă pentru Domnul. Și spunea el, vă citesc din Psalmul 9, pentru că Dumnezeu așteaptă să-L lăudăm pentru izbăvirile care ni l a dat. Versetul Psalmul 9, voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Ascultă-mă, când te silesc să plași Domnului din toată inima și când o să-i cânți, o să-i cânți să cu toată inima. Și cântarea aia sau din cer la Dumnezeu. Voi istorisi toate minunile tale ca aici să povestești. Voi face din tine bucuria și veselia mea. Voi cânta numele tău Dumnezeule prea înalte. Și spunem psalmul 107, cu care începe cartea a cincea a psalmilor, oameni care au fost în probleme grele, unii în crize, alții în naufragii, alții în închiși, alții în boală. Și spune în versetul 8 și se repete refrenul, O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Slăvit să fie Domnul! Vă citesc tot în ideea aceasta în Psalmul 138 de la versetul 1. Te laud din toată inima. Când laudele tale înaintea Dumnezeilor, Nu mai... Dumnezeu să, culească, să culeagă laude din inimile noastre, slăvit să fie în veci. Îl vom lăuda? Mâine dimineață, când nu-i slujba la Betania, cine se angajează mâine dimineață să-L laude pe Domnul? Dar la mea cine se angajează? Tot de dimineață sau să angajăm alții? Ascultați-mă ce vă citesc dintr-un salm, Asta este mare lucrare. În cer se face fără încetare, 71 cu versetul 8. Să mi se umple gura de laudele tale și în fiecare zi să te slăvească. Și care nu-i bun nu cântăm în față, dar cântăm pe acasă. Și ori de câte ori aveți ocazia să înălțăm numele Domnului, să fim în ton cu cei din cer care îl laudă și se închină și vrem să intrăm când de curând că vine Domnul în atmosfera laudelor lui Dumnezeu. Eu numesc Universul sala de spectacol a lui Dumnezeu, pentru că el merită și aduc să aducă și fie adusă toată lauda, toată închinarea noastră și din toată inima noastră. Mărit să fie Domnul. Asta spune și Scriptura Noul Testament. Vă citesc din Efeseni, din capitolul 5. Atunci când îi dăm toată inima Domnului, când căutăm ce este plăcut în anul cu scrie aici, versetul 20, 19. Vorbiți între voi cu psalm, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mărit să fie Domnul. Ați înțeles? Dumnezeu ne cere toată inima ca să trăim în atmosfera asta binecuvântată, în urmă să fim fericiți și drept dovadă fericirii noastre să-i aducem laudele noastre toată viața și toată veșnicia. Doamne ajută! Dar mi-a mai pus Domnul ceva pe inimă să vă spun astăzi. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și pe aproapele tău tot din toată inima ta. Știți, porunca spune pe aproapele tău ca pe tine însuți. Acum vă dovedeți din Scripturi că e corect și să spunem să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău din toată inima ta. Hai să vă citesc. Efeseni, Coloseni, capitolul 3, de la versetul 23. Orice faceți, orice, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos cum să iubim și chiar să slujim pe oameni din toată inima. Nu fi asta un soi de minune? Spunea Domnul Isus în predica de pe munte că și păcătoșii iubesc. La schimb. Dar ne spunea Domnul să iubim și pe vrăjmași. Să o fie aplicând și în dreptul lor. Eram nu de mult într-o adunare și la urmă s-a dat loc la întrebări. Era vorba despre dragoste și cineva a zis, frate, eu cum să iubesc că am de-a face cu dușmani? Și a zis, dragul meu, tu vei fi încadrat cu cel mai mare salar. Pentru că iată ce spunea Domnul, citesc din Luca 6, de la versetul 35, voi însă iubiți, pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut fără să ne dăjduiți ceva în schimb și răsplata voastră va fi mare dacă iubești pe cineva, ai răsplat. Dar dacă iubești un vrăjmaș, ai răsplată mare. Să iubești din toată inima pe oameni? Ca să fiu sigur că mă înțelegeți, vă citesc și ce scrie în Petru capitolul 1. Vreau să-mi argumentez ideea și apoi, dacă îmi dă Domnul cuvinte, să o exemplific 1 Petru 1 cu 22 Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați sufletele prin Duhul și răul a plecat din noi, să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Iubiți-vă cu căldură unii pe alții, măcar dacă s-o Și zice apostolul, din toată inima. Apoi cu dragoste neprefăcută și cu căldură, se poate să iubim pe frați din toată inima. Și nu cumva să-mi scape și nu cumva să vă ducă ispita cu gândul, că numai pe frați. Și de pe vreunul să spui asta, nu-i frate. Știți că tot Petru a zis că și cu dragostea de frați ajunge la iubirea de oameni? Cine mai rămâne pe din afară? Satana. Oamenii se încadrează toți că-s făcuți după chipul lui Dumnezeu și câtă vreme sunt în viață, au șanse de mântuire. Cine știe, poate fratele tău, nu-ți dai seama că Dumnezeu are putere să mântuiască pe oricine. A venit să caute ceea ce era pierdut, pe un demonizat în care era o legiune, Domnul l-a eliberat și l-a trimis ca mesager în localitatea sa. Cum nu are putere, Domnul spunea Ioan, să facă din pietre lui Avram, că toate sunt în puterea lui, a lui să fie slava în veți. Deci să iubim pe toți. Ai scrie de frați și v-am spus că exemplifică de un alt citat din 2 Petru, capitolul 1. Întâi să începem cu cei din familie. Soții, copii, avem familia asta mai mare, apoi începeți cu clurul, și ajungeți și la arad. Ardelenii se încapă și moldovenii și bănățenii. Că așa scrie la 1 Tesalonicen, la capitolul 4, întotdeauna m-a încântat acest text. Scrie aici în 1 Tesalunceni, capitolul 4, de la versetul 9, că despre dragostea frățească n-aveți nevoie să vă scriem. Căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții, că a doua poruncă e asemenea celei din tâi. și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea, Știți că dragostea are măsură. de aia poți să sporești. Dacă ar fi ceva cu măsură, spui gata. Am plătit, numai legea cu măsură, dragostea fără. Să toarne Domnul mai mult în noi. Amin? Știți că apostolul se ruga pentru așa ceva? Hai să vă citesc. Este rar un verset care îl citesc cu emoție când îl citesc. Nu știu dumneavoastră. Filipeni 1 cu opt. că martor îmi este Dumnezeu. Lăsați-mă să fiu puțin plastic. Să spui, Doamne, vină-mă aproape că vreau să le spun ceva. Martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Cine are curajul să spună asta? Dar măcar ne dorim, ne rugăm pentru asta. Așa se rugăm continuare. Versetul Și mă rog ca dragostea voastră să crească. Spunea fratele Todoraș de la Izvin că era un om ce era antipatic datorită unor rele care le-a comis. Și a zis, Doamne, așa mi se de greu să-l iubesc. Și într-o noapte a visat, sună telefonul, s-a ridicat, era un telefon de la, cu furcă, cu fir, și la celălalt capă spunea, aici sus, iubește. Și a simțit că îi se umflă inima. Și a mai zis, Domnul, numai o dată, iubește. Și spunea, frate, am simțit că plesnește. Și zicea în vis, Doamne, nu mai spune odată că îmi crapă. Când s-a trezit la prima oră, l-a căutat pe acel frate și l-a îmbărțișat. Că dragostea nu-i producție indigenă, dragostea vine prin Duhul lui Dumnezeu. Dar mai întâi trebuie să ne umple Dumnezeu inima față de El și apoi ne-o va răsfrânge față de frățietate și față de societate. Și vom putea să spunem că iubim în adevăr pe toți, din toată localitatea, din toată biserica și așa mai departe, să se răsfrângă până la marșinile pământului această dragoste și să-i atragem pe toți cu furii de dragoste, că ne-a legat pe noi Dumnezeu întâi și rămânem legați pentru veșnicie, că dragostea e legătura de măriți mărit să fie Domnul. Vă doriți asta? Hai să vă spun cu ce o să începeți. Matei, capitolul 18. Este o pildă aici. Scrie de la versetul 21 că s-a apropiat Domnul de Petru, oricum era prin preajmă, și i-a zis, nu știu, să audă ceilalți sau să n -audă. Nu știu de cine o zis, cine era fratele lui. A zis, până când să-l iert? Și a venit cu o propunere, până la șapte ori, cu siguranță că Domnul l-a uimit, eu nu zic până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte. Și am urmărit cu atenție când place Scriptura. Spune Domnul o pildă care începe cu cuvintele de aceea. Adică pilda asta e legată de discuția aceea. Nici o altă pildă nu începe așa. De aceea. Adică pentru că oamenilor este greu să ierte. De aceea. în Împărăția celor se aseamănă un împărat care a vrut să ierte pe mai mulți dar pentru că ei n-au iertat s-a răzgândit și împăratul și nu i-a mai iertat și în loc să-i ducă în împărăție îi duce în închisoare. Ați auzit? Poate am spune noi, atât ne este de drag Dumnezeu. Aveam un băiat când se ruga, folosea diminutivele și spunea, Iisuse drăguțul oricum îi ai spune Domnului Iisus Domnul îți va spune, mă iubești cu toată inima? Spui, da, Doamne, Tu ești singura mea fericire. Și Dumnezeu care cunoaște toate inimile, îți dă trimitere la Nicolae. Du-te și probează, dacă îl iubești pe Nicolae cu toată inima, vin apoi. Dacă nu, nu te aștept. Și dacă vii, te țin la poartă. Și aici culmea n-a fost o mare datorie. Eu n-am priceput, am 30 de ani de slujire și încă nu pricep de oameni care nu pot să ierte. Recent, cineva mi-a scris un bilet va răspunzând la întrebări. Dacă nu iert, nici după ce Domnul mi-a vorbit, sunt mântuit sau nu? Mai cum se poate să gândește așa? Ce e mai ușor? Să vă cereți iertare sau să iertați? Dumnezeu a plătit iertarea noastră cu sânge scump și s-a angajat să nu-și mai aduc aminte niciodată, nici peste vecii, 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 vecilor, niciodată ce am făcut noi. Că zicem, Salmul 130, Doamne, dacă ține aducerea minte a păcatului noastre, cine ar putea să stea înaintea Ta? Dar Dumnezeu uită ce idole am avut. Uită că ne-am luat după alții și cum spune în cartea de Eutornop, dacă te vei întoarce înapoi din toată inima, de la capătul pământului te aduc. Ce bun Dumnezeu avem! Cum îl numește Psalmul 59, Dumnezeu nostru cel prea bun, mărit să-i fie numele. Dar ne dă Dumnezeu tema asta de casă. Și îi spune versul 35 de aici, tot așa. Deci ce a făcut acel rege, poate este o imagine așa doar ipotetică, va face și tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său spunem te rog, unde mai ții evidența greșelilor celuilalt dacă l-ai iertat din toată inima? Unde mai încap acele notițe? Fie ca îndurarea Domnului să se reverse cu iertare de sus și cu iertare reciprocă. Undeva într-o adunare știu cazul. Un păstor care și proroc s-a oprit din predică și a zis astăzi altceva, are altceva Dumnezeu un plan fiecare să se ceară de iertare celuilalt aici în adunare. Și pentru o jumătate de oră s-a întrerupt slujba. Cel de la Anvon s-a dus undeva în sală, a revenit apoi, l-a căutat alții, s-au dus de la o parte la alta, suror la suror, frați, rudenii, frățietate, o jumătate de oră. După aceea a fost o inundare de har și apoi s-a servat cina Domnului. Pentru că acolo unde sunt împreună de Dumnezeu binecuvântare. Dragii mei, acum multe vrăjbe este cu câte sunt în jur și nu-mi place să fac referire la nimic acum, la ce este. Probleme într-o parte sau alta. Vreți să iertăm din toată inima noastră. Să se bucure și necăjiții astăzi, bine? Mă sună odată un bărbat și spune, frate, nevasta m-a înșelat. Zic, acum ai și tu ocazia să ieți. Măi, tu ai predicat vreodată de asta? Am predicat, dar frate, e greu. Apoi dacă pe nevastă ta ți greu să o ieți. Da pe alții. Dar cum e cu Dumnezeul nostru că scrie Nisaia că nu obosește? Iertând, mărit să-i fie numele. Frați și surori, haideți cu ce pavel către Corinteni. mai lărgiți-vă! Lărgiți-vă să încapă! Într-o inimă plină în ca mulți. Dar dacă e înghesuită cu alte lucruri, n-au loc unii sau alții. Fie bunătatea Domnului peste noi, cum o nădejduim noi de la El, cu ce în psalm, cred că în 33, dar să așteaptă și Dumnezeu de la noi, de la via sa, să facem struguri buni. Amin? Și asta se va dovedi prin ceea ce vom putea să oferim celor din jur, să iubim, să avem bunăvoință față de ei. Doamne, ajută! Și... Lângă a iertat din toată inima, numai una mai pun ca să dovediți dacă e cu toată inima iubirea pentru frați. Să-i slujiți din toată inima. Și nu numai de oameni. Hai să vă citesc. Spune Cartea Sfântă, vă citesc din Efeseni, din capitolul 6, de la versetul 5. Robilor, angajaților, să fiu mai concret, ascultați de patronii voștri cu frică și cu trebură, în curăție de inimă ca de Hristos. Slujiți-le! Nu numai că sunteți sub ochii ca și cum aș vrea să placeți oamenilor, ci ca niște robe a lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor. Auzi! Pe cum să slujești Domnului? Cu toată inima. Și lor să slujești ca Domnului. E simplu de înțeles, nu? Păi să slujești cu toată inima la serviciu când nu-i patronul acolo, când lucre la stat. Dar problema nu se pune dacă cineva merită, ci cum este inima ta. Tu nu poți să fii altfel, tu nu poți să te comporți altfel, pentru că așa ți este inima ta plină de dragoste. Spune în Matei 25, când ziua aceea se va spune, unora veniți, binecuvântați cuvântat Tatălui meu, că m-a servit pe mine și cred la calitate. Și îi spun, când pentru că oamenii care nu fac deosebire între oameni și slujesc pe oricine are nevoie, sunt cei în starea pe care o cere Dumnezeu de la noi. Știți ce au răspuns ceilalți care n-au făcut? Și noi n-am observat că erai tu că era altă treabă. Numai că Dumnezeu nu se arată. Până un alt locuiește în slavă și se deghizează în oameni nenorociți și sărmani și uneori în dușmani. Pentru că din dușman Dumnezeu, cum vă spuneam, poate să facă sfinți. Vom putea noi să iubim cu toată inima ca să fim fericiți? Hai să vă spun, unul care o ducea bine, dar pentru că nu îi putea iubi, fost tare supărat. De Haman ați auzit? Că zice poetul, Haman era întâi asomitat, era întâi după împărat. Un fel de prim-ministru la palat. Și se duce acasă după prima zi de ospăț. Și nu a fost destul să spună la familie și adună prieteni, veniți să vă arate cine este am. Împăratul și eu sunt un fel de vicerege. Și nu a fost numai astăzi. Și mâine. Și numai singur. Dar zice, e o mare problemă. Unul la poartă nu se închină. Și știți cum a plecat acasă? Supărat, mânios. Vezi, de ce nu ești tu fericit? Nu iubești pe toți. Dacă îi spunea, nu-l interesa, dacă era drag pe ăsta. Păi, dar nu așa ca Absalom să te aplezi, să îi spui să rămână cu un alt gând. Și zice familia, în ce atmosferă trăiau mă zice, ca să ai mâine poftă de mâncare, ar fi bine să-l spânzuri dimineața. Vedeți? Oamenii vor să se simtă bine pe fondul nefericirii și neiubirii altora. Dar fericirea asta nu ține nici până să ajungi acasă și nici până să ajungi la desert. Că nu știu în ce moment a spățului Estera a întrerupt scena. Și s-a aruncat să ceară clemență. Era prea târziu, și Dumnezeu se va scula într-o zi și se va răzbuna el cu vrăjmașii săi. Dar pe noi ne-a chemat să iubim. Ce nefericire! În schimb, scrie despre Mardoheu că a vorbit pentru fericirea întregului său neam și s-a dăruit și a, a intervenit pentru un parat și a intervenit pentru ceilalți. Să ne ajute bunul Dumnezeu în acest sfârșit de viac și de vreme să ne vină în ajutor cu bunătatea lui cea mare. Mă opresc aici. Că lecția nu-i greu de învățat. Vi se pare greu de trăit? Mă, nu știu cum e de greu de trăit, dar știu că e fain după aia. Ați auzit? E fericit. Dumnezeu nu ne cere pentru El. Dumnezeu ne cere ca să ne dea. Ne cere să-L iubim cu toată inima. Și asta înseamnă să împlinim poruncile Lui. Ne cere să ne încredem în El, să ne ferim de idolatriile noastre, de plăcerile care vrea diavolul să ne strecoare. Uite, asta e fain, nu e fain. Frumos e numai ce a creat Dumnezeu, că rămâne veșnic. Lumea în jur vrea să ne distragă atenția și să ne cucerească pentru sine. Dar noi știm că cine se încrede în om este nefericit, că fericirea este cu ce Solomon Eclesiastu, pentru ce se tem de Domnul și păzește poruncile lui. Și dacă e așa, drept dovadă că suntem fericiți se va vedea asta că îl lăudăm pe Dumnezeu. Vă rog să rețineți, cei din cer, ei nu cântă că s-a angajat, dragii mei, ei cântă că trăiesc în fericirea lui Dumnezeu. Sunt uimiți de măreția divină, nu se obosește laudă fără încetare. Și cum scriem în psalmul 47, cei ce iubesc mântuirea să strige neîncetat, prea mărit să fie Dumnezeu, în veci să fie binecuvântat și să fim pentru cei ce vom lăuda pentru eternitate. Dar v-am spus că Biblia spune nu doar să iubești și să slujești pe Domnul din toată inima ta, ci și pe aproapele tău. Știți care e mai aproape? Da? Cu care îl întâlnești, oricare devine aproape. Și pentru aceasta trebuie să iertăm din toată inima și să slujim din toată inima. Și încheie așa câteva versete care mi-au venit așa înainte, ochilor deschizând Biblia aici în adunare, care unul Corinteni 16, zice în vestul 14, tot ce faceți, față de Domnul sau față de oameni, să fie făcut cu? Cu dragoste, da, din aia cu toată inima. Și acum versetul 22, dacă nu iubește cineva pe Domnul Iisus Hristos să fie? Anatema, domni, m-am gândit să pronunț eu vorbele astea, dacă nu iubește cineva pe Iisus să fie anatema. Adică atât de gravă este problema asta să nu iubești pe Domnul Iisus, încât oricum vei ajunge să fie anatema. Și pentru că vă doresc binele, vă salut cu versetul următor, Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi. Și adaug și versetul 24, că e în ton cu tema noastră. Și mi-aș dori să fie așa. Și cu oricare frate vă întâlniți astăzi la urmă, și nu numai, să spuneți versetul 24, dragostea mea este cu voi toți în Hristos Iisus. Și dacă e așa, numai Aminul și mare loc. Mărit să fie Domnul. Și Aminul acesta să fie pentru veșnicie și să fie spre slava lui Dumnezeu. Amin.